Dragnea, ajutor nesperat pentru Iliescu. Numiri cheiei strategie de sepelare în dosarul Revoluiei. Ion Iliescu are toate ansele să iasă cu basma acurat din dosarul Revoluiei. Printr-o serie de mutri numiri cheie operate de PSD în structuri care au un cuvânt de spus și pot influența decisiv mersul acestei anchete, fostul președinte ar putea se cepa de judecat, iar putea scrie limitit în continuare memoriile. În contrapartid, PSD are aproape neatins din acest scandal cu potențial electoral. Când s-a strece astăzi prin alegeri interne pentru desemnarea noului președinte, totul se derulează în favoarea lui Casimir Ionescu, impus strategic pe lista numirilor în acest colegiu director de CETRE PSD, la recomandarea lui Ion Iliescu. Nu a contat ce acela-i Casimir Ionescu, este cercetat el pentru crime împotriva umanității în dosarul minerii de aur. Dimpotrivă, în Parlament, reprezentanții PSD de necomisia care a audiat propunerile pentru PISA s-au avut grijă să împuie orice curiozitate în materie din partea opoziției. Votul de validare dat de Parlamentul reunit a fost numai o formalitate, iar acum Ionescu este dat ca favorit pentru preluarea fiei acestei instituții. Conform surselor citate, Liviu Dragnea îl prefer pe omul lui Iliescu, în detrimentul istoricului Florin Abraham, fost membru al colegiului director, considerat prea apropiat de Adrian Nestase. De altfel, Abraham, nemulumit, a dat publicitii o scrisoare deschisă către Liviu Dragnea în care a criticat această strategie ascunsă și l-a elogiat pe fostul premier. Potrivit surselor citate, Dragnea a mai avut încă un motiv pentru susținerea lui Casimir Ionescu, în afară de peletirea unor poliefade Nestase. O eventuală condamnare a lui Ion Iliescu în dosarul Revoluiei ar provoca un adevărat cutremur pentru PSD, de vreme ce fostul președinte este unul din fondatorii acestui partid. La anul avem două runde de alegeri. Dacă Iliescu va fi condamnat, până atunci PSD va se cedea mult în sondaje, iar poziția lui Dragnea de lider de partid va fi grav periclitat în cazul în care această secedere va duce la pierderea alegerilor europarlamentare sau a celor prezideniale, ne-au explicat surse din cadrul conducerii PSD. Pentru a preveni un astfel de scenariu, Dragnea a trecut la fapte, a cezut la pace cu Iliescu, prin susținerea lui Casimir Ionescu pentru funcția de președinte al CNSAS. CNSAS este furnizor de arhiv pentru probatoriul ce va fi administrat în dosarul Revoluției, a explicat recent miza acestor mutri senatorul USR Vlad Alexandrescu. Ori în pixul președintelui CNSAS se decizia de trimitere sau nu a documentelor din arhiv CETRE, instana care instrumentează acest caz. Sprijinit de o majoritate pro-PSD în acest colegiu, el poate să hotărască ce documente vor fi puse pe masa judecătorilor și ce documente vor rămâne ascunse, iar din asta are numai de câștigat Ion Iliescu indirect, Liviu Dragnea, susțin sursele citate. Mai mult,
pentru a încheia cercul, Celu Voican Voiculescu a fost susținut de acelai Cazimir Ionescu alii membrii ai Institutului Revoluției din decembrie 1989 pentru funcția de director, în detrimentul lui Claudiu Iordache, unul dintre liderii Revoluției de la Timișoara. Silit recent să demisioneze chiar de proprii colegi după 14 ani de activitate. Asta în condiile în care ieri Procurorul General al României a transmis spre subliniereintelui Klaus Iohannis cererea de urmărire penală în cazul lui Ion Iliescu, Petre Roman sublinierei Celu Voican Voiculescu în dosarul Revoluției, cei trei fiind cercetați pentru crime împotriva umanității. Acelai Celu Voican Voiculescu este cercetat, alături de Cazimir Ionescu, în dosarul mânării Adei pentru crime împotriva umanității. Ulterior, într-o scrisoare public trimis spre subliniereintelui Klaus Iohannis, Claudiu Iordache a dezvăluit ce debarcarea sa din funcție ar mai fi avut o alt miz secundar. Celu Voican Voiculescu sublinierei Cazimir Ionescu ar fi vrut ca institutul să semneze un protocol de a subliniere a zis colaborare cu asociație, încnem fiindcat, numit Revoluția 30, gândit să preia prerogativele institutului sublinierei să beneficieze ilegal de sediul sublinierei bugetul său, susține fostul director IRG, în scrisoarea sa. Cert este faptul ce, în prezent, două persoane, cercetate penal pentru fapte grave, vor conduce două instituții cu roluri cheie în deznodământul dosarului Revoluției, iar liderii PSD pot resufla urai. Efectele politice ale acestui dosar vor fi dezamorsate sau măcar mult întârziate.